Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Vreau să-i cuceresc pe șef cu preparatul meu. Vreau 4 cuțite din 4. O să spun că am venit aici să câștig. Un risotto cu scoi Saint-Jacques. Nu se vede. E ceva galben aici. Omar! Wow, Omar! Omar asta. Prima a spus că vreau un omar, un omar la grill cu sos omar din american. Am ales să gătesc omar pentru că e crostașul meu preferat. Am lucrat cu seafood și pește cam toată cariera mea în bucătărie și am decis să vin cu ceva extravagant. Au făcut un sos, o cremă, au făcut partea vegetală, portocala, au pus pastă de jalapeno care dă balanțul ăsta la palat interesant. Piureul de morcov este balansat ok. Da, numai că nu-i trecut la sită prea bine. Sigur e un bucătar și sigur vrea să demonstreze ceva. Că știe cum să gătești un omar? Asta vrea să-mi demonstreze, da. Dar știi că gătit un omar nu e așa de ușor, știu, a? Știu. 100% este un bucătar. Am muncit la Londra, cred. Cu un prieten ne-am decis să mergem în Londra în 2013. Nu puteam să lucrez cu carte de muncă, nu puteam să lucrez în regulă. Așa că a trebuit să încep la negru, în afara Londrei. Locuiam într-un apartament, era foarte frig pe perioada aia. Primele 3 luni au fost foarte, foarte dificile, dormeam îmbrăcat. Londra pentru mine a fost partea profesională, acolo am crescut. Acolo cunoști profesioniști care și-au dedicat viața pentru această artă, pentru bucătărie. Am crescut în Londra, am ajuns ca ajutor de bucătar la început. M-am adaptat și am învățat și am urcat și mai sus. Am devenit sous-șef la restaurantul de seafood și pește la care am lucrat în Covent Garden chiar. Un lucru care mă deranjează pe mine este faptul că a folosit torța pe homar. Nu, să știi că nu e rău. Homarul este o carne atât de fină încât torța îi schimbă gustul, impactează gustul. Se simte gustul acela de ars. We hope that of course. I'm exactly. Gonna give my knife. Exactly for hoping. He deserves. He's hoping it. For them. They will. Au făcut 4-5 elemente într-o oră. O oră n-a avut chiar atât de mult de ăsta. De o oră poți să-l faci, nu? Pentru că biscul faci. Da, știu, dar da. Ai mai multe pe un foc, ai mai multe tehnici, știu, ai mai multe chestii. Dar nu e chiar atât de complicat ce a făcut aici. Bună seara. Bună seara. Numele meu e Liviu Moroiu, am 33 de ani, vin din Amsterdam. A mai fost cineva din Amsterdam, chiar mai devreme. Da, prietenul meu, Andreea. Avea același tricou, avea aceeași tunică. E prietenul tău? Da. Noi suntem parteneri de business, să zic, și prieteni. Facem private dining împreună și lucrăm ca șef freelance și consulting în restaurant în Amsterdam. Ce ai scris acolo? Nomad pe mână. Da, pentru că am plecat de mult din țară, am plecat de mic, de la vârsta de 16 ani. Mama mea, în acel timp, a plecat în Italia pentru a munci acolo. Și după aproape un an, am mers la ea. Am început să lucrez în bucătărie acolo, la spălat vase, la început. Și încet, încet, am prins pasiunea pentru bucătărie de la primul bucătar șef care l-am cunoscut, Massimo. De acolo am Massimo Bodura. Massimo, aș fi vrut. Mi-a venit ideea să trimit CV-uri pentru internships și am trimis și la Osteria Francescana, la șef Massimo Bodura. M-au acceptat, dar la momentul respectiv era foarte dificil pentru mine cu partea financiară. Trebuia să ajut familia și n-am putut să aleg să merg la internship. Ce alte experiențe culinare mai ai avut? Pe unde mai ai lucrat? Am lucrat în restaurante, în bistro, în Londra, am lucrat în Amsterdam, la restaurante nu neapărat foarte cunoscute sau așa, dar restaurante de volum și experiența din Bangkok a fost cea mai... Ai fost și în Bangkok? Da, am locuit. Am fost acolo la Gaganand. Ai fost la Gaganand, cel mai bun bucătar din lume. Cam asta. Așa. Cam asta a fost
apogeu, să zic. Asta vreau să aflăm. Vrem să aflăm experiența ta. Ai muncit cu Gagan Ananda. Eu am făcut o cină, îl cunosc. Da. E o persoană care a schimbat modul de bucătărie mondială și în Thailandia. A fost al treilea, al patrulea cel mai bun bucătar din lume. Cum a fost experiența acolo? A fost o experiență incredibilă. Lick it up, nu? Vă dați seama, lick it up, am făcut la lick it up. Ai făcut? Aproape 3 luni de zile. Una farfurie cea mai instagramată din lume. Da, da, da. Ce se explică ce, cum e farfuria. Era făcută dintr-o cremă, basic. Avea un șablon cu lick it up înăuntru și spalmam o cremă peste el și după aia adăugam șapte pudre diferite din fructe și asta se servea de obicei la sfârșit, la sfârșitul experienței. El făcea la momentul acela făcea 25 de course menu și asta era ultima farfurie și lumea trebuia să lingă practic farfuria. Cât ai stat acolo? Aproape 3 luni. Și ai făcut un internship atunci? Da. Să gătești românește, știi? Nu? Am mai încercat, am mai făcut chestii, vă dați seama, ca bucătar fiind, mai încerc, dar nu sunt foarte happy de rezult. Se spune-ne ce ne-ai pregătit. Da. Am pregătit un homar cu texturi de morcov, cu un sos bisc. Homarul, ori îl gătești bine, ori nu îl gătești bine. Nu-mi place foarte mult gustul arsurii de la Blue Torch. Ok. Mie. Personal. Înțeleg și respect chestia asta. Piureul ăsta l-ai trecut prin sită? Nu. De ce? M-am cam, sincer, complicat cu toată farfuria. Adică dar n-aveau farfurie chiar atât de complicată până la urmă. Homarul l-ai fiert, l-ai dat cu torța, ai avut piureul și ai avut biscul, nu? Da. Îți lipsea 30 de secunde de coptură la omart. Mulțumesc! Felicitări! 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 Felicitări. Te-ai speriat? Da! Trebuie să ai încredere în tine! Trebuie să ai încredere în tine pentru că ai gătit un homar bine! Cam tot ce ai pus în farfurie a fost gătit. A fost bine ce ai făcut aici, să știi! Vă mulțumesc de suflet! Acum că mergi mai departe, din ce echipă ai vrea să faci parte? Pentru că m-am decis să merg un pic pe partea faină. E ocupat acolo, nu? E ocupat acolo. Nu face greșeala asta că e ocupat. Ascultă-mă, îți dau un sfat bun, e ocupat acolo, nu? Nu. Eu m-am gândit la Chef Richard. E ocupat, ți-am spus. Mai gândește-te. Vorbesc serios, mai gândește-te. Asta e alegerea mea. Rămâi la alegerea ta. Rămân la alegerea ta. E sigur? Asta e un fapt bun, înseamnă că ești determinat. Știu background-ul lui Chef Richard, știu că e din școala Chef Massimo Bottura. Pentru mine Massimo Bottura e un Dumnezeu al bucătăriei și emisiunea Chef la Cuțite mi-a dat posibilitatea de a putea lucra aproape de o persoană care a ajuns așa departe lucrând cu cel mai mare șef. Spune că ai văzut mai departe ce se întâmplă în shop. Da, se merge la bootcamp. Știi că probele sunt grele acolo și avem nevoie de un lider. Crezi că faci față? Da. Hai să vedem ce poți. Mă adaptez. De la mine e cuțitul de aur ăsta. Mulțumesc, trebuie să vin. Da, da, poți să vii. Dar știi ce înseamnă? Că ajungi direct în echipa mea. Eu să mă gândesc la chestia asta. Trebuie acum să decizi. Determinarea era destul de mare pentru Chef Richard. Și... Alex, să fac parte din echipa lui. Atunci, dăm cuțitul înapoi. Asta nu-l mai primești. Din partea mea. Richard nu-l are oricum. Și e vom okay? Vedea ce se întâmplă cu tine în bootcamp. Dacă Richard te alege. Alex, nu ești sigur, să știi. Acum, eu nu cred că ai înțeles prea bine. E ok. E ok? Chiar, bine? Da. Ok. E alegerea ta. Chiar dacă... Respect. Mergi pe mâna ta, ai zis bine. Vedem ce faci mai departe. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Mare curaj să repuzi cuțitul de aur. E foarte șocant și îmi dau seama de chestia asta, dar am încredere în mine. Două probe, le trecem și ajung în echipa lui Chef Richard. Mulțumesc!
Ionge, Ionge, Ionge! Felicitări! Câte cuțite ai luat? Am luat 4 cuțite. 4? Și cuțitul de aur. Dar l-am refuzat. Ce? Ce? Da. Ce? Cum adică ai refuzat? Godba. Ce, mă? Am refuzat. Translate, because I'm going crazy right now. I'm crazy, I'm crazy. No, I didn't. Treaba asta l-am refuzat o singură dată. Și respectivul concurent n-a mai ajuns în nicio echipă. Nu mă așteptam. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.